Bună ziua! Astăzi, împreună cu invitatul meu, Alexandru Vaida, vârstă de 12 ani, elev în clasa 6 la Colegiul Național George Coșbuc din Cluj-Napoca, vreau să vă propun următoarea temă. Cum jucăm partidele cu centru deschis? Bună, Alex! Ce deschidere îți place mai mult? Bună ziua! Deschiderea mea preferată este când nu sunt pionii în centru. Când nu sunt pionii în centru. Opoziția este zisă deschisă când mai mulți pioni centrali au fost schimbați în așa fel încât piesele să aibă linii libere la dispoziția lor. Deschiderile care încep cu mutările E4, E5 sunt cele mai predestinate să conducă la partide deschise, deoarece, ca regulă generală, mutarea D4 urmează și o să existe un schimb de pion în centru. În astfel de poziții, contează rapiditatea cu care dezvolt figurile în joc față de adversar. Încerc să-i dau pion ca momeală, ca să-l fac să piardă tempouri, adică mutări. Să vă dau un exemplu din viață. Dacă mă războiesc cu cineva într-un câmp deschis, câștigă cel care scoate mai repede pistolul și trage. Orice glonț care îl atinge pe adversar îi va provoca cel puțin durere și îi va fi foarte greu să mă țintească. Dacă mă războiesc după niște obstacole, nu mă mai grăbesc să trag, ci mă orientez asupra preciziei glonțului pentru că am timp să mă pregătesc. Să vedem o partidă. Alex. Albul mută E4, da. Negrul mută E5, albul mută cal F3, negrul mută cal C6, albul mută la D4, pionul bate la D4, da. Nebunul merge în C4. De ce joacă nebun C4? Pentru... Deci albul încearcă să dezvolte rapid piesele și nu se grăbește să recupereze pionul, da? Da. Negru ce joacă? Negru joacă nebun C5. Da. Albul joacă cal G5. Ce face cu mutarea asta? Albul vrea să bată pionul din da, deci atacă de două ori în F7, da? Negru mută cal H6. Da, și apără pionul din F7. Calul bate pionul din F7. Da. Calul bate calul din F7. Nebunul bate calul din F7. Iar regele bate nebunul din F7. Da, mai încet, un pic mai încet, ca să te poată urmări și telespectatorii. Pune-te rog pe masă. Da, deci regele bate în F7, da. Am acest joc albul. Hai un pic mai... A, așa, bun. Ce joacă albul? Dă șah la rege. Ce este această mutare? Un atac dublu, da. La rege și la nebun. Da. Negrul, ca să se apere, mută G6. Dama bate... La C5, își recuperează piesa. Hai să ne oprim aici și să vedem... Uită-te, te rog, la tablă. Hai să vedem cum ți se pare. A jucat bine albul. Nu. De ce? Pentru că nu s-a dezvoltat cum trebuie. Nu s-a dezvoltat. Câte piese dezvoltate are albul? Una. Regina. Una singură, doar dama. Hai să vedem cum o să continue negru. Ce va încerca să facă? Se va dezvolta, dar ce va mai încerca? Să alunge dama. Să atace dama, de să se dezvolte cu atac de damă. De ce oare? Ca să-l oblige pe negru să mai pierdă mutări. Deci tot mutând din damă, el nu va mai putea să-și dezvolte cealaltă piesă. Bun, hai să vedem cum continuă negru. Pion de 6. Da, atacă dama. Regina mută la B5. Negrul mută turnul la E8. Da, ce face mutarea asta? Leagă pionul de rege. Da. Deci o mutare cu tempo. Nu, albul mută din dama. Unde mută din dama? Dama de șah în B3. Da, iar o greșeală. Iar mută cu o piesă care e dezvoltată. Negrul mută pionul la D5. Da. Albul mută la F3. Da, și apără pionul în E4. Negrul vine cu calul
a 5. De ce faci această mutare? Ca să... O să nu mai fie legat pionul ăsta, da, de rege. Da, să oblige dama să plece de pe diagonala A2-G8. Dama vine la D3. Negrul bate pionul din E4. Albul bate pionul. Da. Iar negrul vine cu dama la H4 și D6. Da, iar o mutare cu tempo. Șacul totdeauna este o mutare cu tempo, da. Albul mută G3. Iar negrul bate pionul de la A4 cu șah. Da. Albul mută cu regele în F2. Ce mută negrul? Regina în E7. Da, dama era atacată, trebuia să pleci undeva să fie și tu nu apărat. Da? Albul mută calul în D2. Da. Negrul mută dama în D. Turnul în E3. Hai să observăm, ai un pic pe dreapta. Hai să observăm un lucru. Deci observăm a câtă oară negru atacă din nou regina. Dam, regina. Bun. Unde merge cu regina? Albul merge în B5 cu regina. Da. Negrul mută C6, obligând-o pe dama să se retragă. Da. Regina. Dacă bate, de exemplu, calul din A5, pierde dacă controlul. Pune dama bate la 5. Controlul poziției. Ce joacă și... negru? Turn E2 și... Turn E2. Cu amenințări de mat. Da. Da? Bun, pune la loc. Deci dama trebuie iară din nou să păzească diagonala F1 a 6. Dama merge în F1. Da. Negrul vine cu nebunul în H3. Da. Iar o mutare de dezvoltare. Iar dama este atacată. Da? Vine... Din nou nu se poate lua nebunul. Dama vine D1, deci D1. Trebuie să apere punctul E2. Cum continuă negru aici? Ce piesă nu-i joacă? Turnul. Așa, unde îl ducem? Merge la F8. La F8, da? Ca să atace din nou regele. Albul mută F3. Da? Și negrul mută E8 și albul cedează. Cedează pentru că... Nu mai are ce să facă. Nu mai are ce să facă, calul din F3 se pierde și amenințele de mat rămân. Alex, îți mulțumesc foarte mult pentru ajutor. Atât pentru emisiunea de astăzi. Urmează soluția problemei precedente și problema emisiunii de astăzi. Soluția problemei precedente. Albul mută, dama bate, la C6, șah. Problema emisiunii de astăzi. Alb. Rege F2, dama E3, turn E2, turn H1. Pioni. A4, C2, F3, E2 și E3. Negru. Rege G8, dama E7, turn A8, turn B2 și pioni. C4, D5, E6, G6 și G5. Enunțul problemei este: care este cea mai bună mutare pentru alb? Așteptăm răspunsurile pe mail la recipion@tvr.ro. Cel care va răspunde corect la 3 din următoarele probleme ale emisiunii va fi invitat alături de mine la prezentarea unei lecții de șah. Vă mulțumesc pentru atenție, mult succes la rezolvarea problemei și vă aștept vinerea viitoare la ora 12:50 la o nouă emisiune. La revedere!